Cupa Nechita la dans, ediția a treia, derulată la Galați între 9 și 10 decembrie 2013, aceasta este competiția la care cei 58 de membri ai Asociației Culturale Floria Art, cu vârste între 4 și 14 ani, au fost prezenți la sfârșitul acestei săptămâni. Doar câteva zeci de ore fac diferența dintre întâlnirea noastră cu reprezentanții Asociației Culturale Floria Art și întâlnirea de astăzi, după ce au sosit de la Galați. Despre concursul care a avut loc în localitatea dunăreană, îi avem din nou alături pe soții Ștefan, care ne dau amănunte privitoare la competiția de la Galați. Rezultatul final al competiției ar fi următorul. Am participat cu 5 grupe, ce însumează un număr de 58 de copii, cu vârste cuprinse între 4 ani și 15 ani, iar rezultatele au fost foarte bucurătoare. Ne-am întors cu 5 premii întâi la 5 categorii de vârstă și 5, mai precis, 4 stiluri de dans diferite. Nivelul competiției, unul foarte strâns, i-a departajat pe concurenți la diferențe de doar câteva sutimi, ne-a confirmat unul dintre membrii brigăzii de arbitri. A fost foarte greu, ținând cont de faptul că toate cluburile participante au venit foarte bine pregătite. A fost extraordinar de greu de jurizat. În momentul în care au intrat reprezentanții noștri giurjuveni în competiție, eu nu am avut voie să punctez ceea ce este normal într-un arbitraj. Punctele și premiile, pot spune, premiile s-au dat la diferențe de sutimi. Vorbim de 5 sutimi, 6 sutimi, foarte rar, 0,5 dintr-un punct. Dansatorii Asociației Culturale Floria Art Giurgiu se pregătesc pentru semifinalele pe țară ale campionatului mondial din 2014, iar după promovarea acestei etape vor merge la fazele finale ale campionatului mondial All Dance Master 2014. I'm going to go to the hospital.